They have performed in Italy and in Hungary and in Germany. They are usually people. Yes, they are. They are already trained animal. The female a bit more than the male, because the male was living in a zoo, in an exhibit one, where there were a lot of animals and they were not doing much there. He knows, but he will learn a lot more here. Actually, it's very good. This pool was actually a former dolphinarium. It's actually, according to the European standard, definitely too small for dolphins now, but it's very big for sea lions. It's bigger than the minimum standard requirement for European zoo from the European Union. The law say in Europe for the Californian sea lion is minimum 500 cubic meter, and this pool is 600, so we are oversized respecting the regulation. So it's very good actually, it's very good. În primul rând, este o colaborare științifică și educativă între noi și Fauna Consulting, o firmă ce are specialiști în domeniul dresajului și întreținerii mamiferelor marine. Robert Goiceta este curator de delfini și mamifere marine cu 25 de ani de experiență, care a lucrat de la Vancouver la São Paulo și foarte multe delfinarii în Europa. Este consultant la multe delfinarii și membru în comisii de consultanță pentru bunăstarea animalelor de acest fel, a mamiferelor marine. Membru în Asociația Europeană și de fapt americană, euroatlantică se numește, Asociația de Mamifere Marine, Acvatice. Sunt bucuros că au reușit să găsească o soluție, să vină la noi ca expozant pe o temă educativă, științifică, o temă de păstrarea mediului. Veți vedea niște lucruri interesante, drăguțe, hazli, în care animalele vor recolta plastice din apă, plastice care vin, ajung din cauza noastră și vor transmite că un mamifer marin suferă de prezența acestor plastice în apă, iar noi, ca mamifere ce ne hrănim din apă, suferim la rândul nostru din cauza microplasticelor ce ajung în pește. Ăsta este motivul pentru care mesajul nostru este de a păstra mările, oceanele curate. Contractul de parteneriat este un contract ce este făcut pe un an, firește cu posibilități de prelungire și cu siguranță se va prelungi. Zic eu, sunt din fire optimist, sunt bucuros de prezența dumnealui și a specialiștilor care sunt împreună cu el. Cel mai important veterinar din Europa pentru mamifere marine, un senior al veterinarilor, este cel ce va realiza supravegherea stării de sănătate, de la care avem de învățat. Este un transfer de know-how pe care mi l-am dorit, este un transfer pe care ne aduce delfinariul cât mai aproape de standardele europene. Așa cum a spus și dânsul, bazinul este dincolo de standardele europene, este foarte bun, a fost obligatoriu acest pas pe care l-am făcut anul trecut și sistemul de filtrare e de asemenea corespunzător cerințelor acestor animale, menținerii. Avem un bazin mic în care animalul se separă pe timpul clorinării. Este un mijloc prin care animalele nu suferă de clor. Ele stau toată viața în acest bazin și nu trebuie să existe clor în bazin. Aruncăm clor, separăm animalul înainte, aruncăm clor, tratăm apa, îndepărtăm clorul cu tiosulfat de sodiu și după care animalul poate reveni. În felul acesta nu suferă ochișorii lui de niciun fel de intervenție chimică asupra lor. Da, folosește numai antrenorii români pe care îi formează. Nu a fost o condiție, a fost o rugăminte a noastră să formeze antrenori români, oameni care cu timpul să formeze o profesie ce, din păcate, este abia, deși avem delfinariu de multă vreme, este slab reprezentată. Să sperăm că acești antrenori formați în România vor ajunge și afară, în alte delfinarii, dar și la noi, să dreseze mamiferele marine. Ele au nume, sunt toate animalele au nume, sunt născute în condiții de grădină zoologică, deci nu depar de distracții. Sunt animale care au fost dresate ulterior pentru a fi folosite în expoziții tematice, educative tematice. Mascul este Sam, provine din Germania, de la Nürnberg Zoo, născut acolo, iar femelele vin din Ungaria, dar filiera nașterii lor este franceză. Cali și Inuk, firește niște nume nordice, atenție cu capa, fiindcă mamiferele marine
sunt niște specii adaptate ținuturilor reci. Ținuturilor reci, deși acești lei de mare sunt cei mai rezistenți la căldură, cei mai inteligenți californienii și cei mai pretabili de a fi folosiți în spectacole educative, fiindcă s-au format și au evoluat pe coasta californiană, coastă populată de multă vreme de oameni și, în consecință, sunt foarte disponibili contactului cu omul și sunt și foarte tericoli. Sunt lei de mare ce au încă urechi, sunt lei de mare care au puțină prezență în apă și o importantă prezență pe uscat. De unde transmit informațiile pe care vrem să le implementăm, ca să folosesc un termen, să le aducem tinerilor și mai puțin tinerilor să învețe că marea trebuie să fie protejată. Ildico a venit cu ei pe drum, o antrenoare unguraică, dar nu va rămâne, ea face numai predarea, da. Masculul are 9 ani, femelele au 5 și respectiv 10 ani. Cea de 10 ani s-ar putea să facă pui cu masculul de 9 ani în toamna asta. Dacă se împrietenesc. S-au văzut prima dată, ele între ele se știu, dar cu masculul prima dată. Și le aducem lei de mare. La anul sper să aducem și noi delfini prin mărirea bazinului. Pinguin. Ce e important? Lucrurile se mișcă la Complexul Muzeal de Țara Naturii. Lucrurile devin atractive. Ușor, ușor modernizăm și zona de agrement. Și sunt fel convins și copiii mei și ai dumneavoastră și ai turiștilor vor vedea mai multe atracții. L-aș ruga pe domnul Bulbă că în fiecare an când facem câte o comisie de presă la Complexul Muzeal, îi cer câte ceva, îi cer să se dezvolte, îi cer să se mărească, îi cer să-mi vină cu nouă toți. Domnul Bulbă, vreau delfin. Deci la anul când vin, și am o rugăminte, când este primul spectacol, că am înțeles că le trebuie o perioadă de acomodare, da, câteva zile, da. Să-mi faci invitația să vin și eu cu copiii mei, da, să vedem primul spectacol și cum s-au acomodat focile de mare. Și să învățăm cu toții să facem, să ținem mările mai curate.